găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, iar aceasta este o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitata mea din această seară este doamna senator Laura Georgescu, senator PSD Galați. Bine ați revenit alături de noi, doamnă. Bine v-am regăsit. Doamnă, ce să înțelegem legat de începerea școlii? Să înțelegem că o începem ca să o continuăm sau că urmează să ne oprim? Pentru că semnalele pe care le transmite ministrul Câmpeanu până în momentul acesta este că la un moment dat, foarte în curând, se va atinge pragul de 6.000, iar copiii vor reintra pe online. De asemenea, am întrebări legat de PNRR, pentru că ni s-a promis că vom afla că a fost aprobat PNRR-ul. Unde a fost aprobat PNRR-ul? Președintele Iohannis, pe de altă parte, transmite susținerea lui pentru actorul premier în condiția în care este președintele României și ar trebui să fie cât se poate de distanțat de luptele interioare ale oricărui partid. Eu am înțeles că trebuie să ne bucurăm toți de golf, dar cum stăm în momentul ăsta? Haideți să o luăm pe rând. Sunt foarte multe subiecte. În ceea ce privește școlile, eu mă bucur foarte mult că școlile au început cu prezență fizică. În marea majoritate a unităților școlare, într-adevăr, au fost anumite localități în care de la bun început rata de infectare a fost foarte mare și acolo s-a început online, sau au fost zone în care anumite unități școlare erau în renovare, reconstrucție și atunci la fel s-a început online. În marea majoritate însă s-a început în format fizic, ceea ce este nemaipomenit pentru sistemul de învățământ. Din păcate, din câte vedem, această pandemie care nu se mai sfârșește a ajuns în valul 4, iar autoritățile nu sunt capabile să ia măsurile potrivite. M-a surprins foarte mult declarația ministrului Câmpeanu, care părea a fi un om alături de școală și cu dorința de a se implica în bunul mers, chiar în bunul mers al sistemului educațional. Domnia s-a afirmat faptul că se așteaptă ca începând cu mijlocul lunii octombrie deja să se treacă la învățământul online generalizat. Sunt normale aceste declarații? Nu sunt normale. Normale ar fi declarațiile prin care își afirmă susținerea pentru luarea tuturor măsurilor în așa fel încât sistemul să rămână față în față. Da? Adică testarea aceea extinsă despre care noi tot vorbim de mai bine de un an de zile ar trebui aplicată. Săptămâna trecută se pare că și guvernul PNL s-a lămurit că este o soluție viabilă pentru ținerea școlilor deschise. La ce mă refer? Testarea periodică a elevilor și a cadrelor didactice cu teste rapide, în așa fel încât nu vorbim despre cazurile simptomatice care sunt testate în prezent, ci despre testarea tuturor. Un copil sau un cadru didactic care a fost depistat să poată fi izolat rapid, în așa fel încât restul copiilor și restul cadrelor didactice să poată veni la școală în format fizic. A rămas totuși la stadiu de declarație faptul că vor să implementeze această testare extinsă. Până acum însă nu am văzut nimic. Din câte observăm din rapoartele care ni se prezintă zilnic, numărul de infectări crește și rata de infectare la nivelul fiecarei localități crește. Nu știu ce așteaptă. Așteaptă să ajungem la 10, la 1000? Nu știu exact. Pe de altă parte, trecerea la învățământul online în mod generalizat ne aduce în fața aceleași probleme pe care le-am avut și până acum. Copii care nu au echipamentele necesare, zone în care nu există conexiune la internet și așa mai departe. Adică niște copii care au fost deja chinuiți un an și jumătate vor fi chinuiți în continuare. Până la urmă, noi ne plângem că avem abandon școlar mare, că rata de analfabetism este destul de ridicată. Ce facem pentru acest lucru? Nu știu, timpul verii a fost fructificat în vreun fel. Această perioadă pe care ne-a oferit-o, vacanța de vară, s-au pregătit guvernanții chiar și pentru reînceperea în sistem online? Absolut deloc și pot să aduc argumente multiple. Nu vă dau decât un singur exemplu. Ordinul comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății privind deschiderea școlilor și măsurile care trebuie luate la nivelul fiecărei unități școlare a fost povestit, să spun, la începutul lunii septembrie, fără să apară nimic oficial. El a fost publicat în Monitorul Oficial cu o săptămână înainte să înceapă școala. O săptămână înainte să înceapă școala. Vă dați seama ce înseamnă la nivelul unei unități de învățământ, într-o săptămână,
să poți să te organizezi cu absolut tot ce prevede acel ordin comun, da? Cu trasee separate, cu materiale dezinfectante, cu măști de rezervă, cu spații pentru izolarea copiilor. Și aici nu vorbesc numai de dificultățile pe care le-au întâmpinat școlile, ci dificultățile pe care le-au întâmpinat autoritățile locale. Pentru că pentru școli toate aceste dotări le face autoritatea locală, primăria în speță. Prin urmare, ei într-o săptămână au trebuit să achiziționeze tot ce trebuie, să ajute școlile. Deci nu vă spun așa, un haos și o bulversare nemaipomenită în ultima săptămână. De ce nu a putut fi dat acel ordin în iulie? Pentru că situațiile prezentate în acel ordin puteau fi prevăzute și din iulie, traseele respective, ce trebuie să facă elevii, ce trebuie să facă profesorii, ce trebuie să facă autoritățile locale, de ce nu a putut, hai, nu din iulie, din august, dar nu cu o săptămână să înceapă școala. Deci, iarăși, totul se face pe ultima sută de metri, fără nicio prognoză din timp, fără nicio grijă pentru a organiza lucrurile în așa fel încât să aibă timp și școlile și autoritățile locale și toată lumea să pregătească. Mai mult de atât, ei ar fi putut să pregătească, de exemplu, achiziții de teste rapide încă din lunile de vară. Într-adevăr, sunt 3 milioane de copii și sute de mii de cadre didactice. Nu spun că sunt puține aceste teste care sunt necesare, dar dacă se făceau achizițiile din iulie sau din august, până acum erau și în școli. Ce spunem legat de criza guvernamentală pe care o trăim în continuare și suntem și în această așteptare a Congresului Partidului Național Liberal? E normal ca România să facă counting down la momentul începerii Congresului? Păi vedeți că așa am ajuns. Mă uitam aseară la o emisiune, iar un deputat PNL, chiar așa și-a început discursul, spunând că abia așteaptă să se finalizeze acest congres pentru a putea guvernul să se ocupe și de cetățenii români. Vă dați seama dacă vorbele au venit din gura unui deputat PNL? Cât se poate pe față, da. Da. Noi suntem în această criză de 3 săptămâni, mai bine de 3 săptămâni. În toată această perioadă, văd că nu s-a preocupat nimeni de țară, de români. Toată lumea se preocupă de cel congres al PNL și dacă Florin Câțu va ieși președinte, dacă nu va ieși președinte și toate scenariile. Când spun că toată lumea se preocupă, mă refer la politicieni, mă refer la președintele Iohannis, care în afară de preocuparea privind președinția, posibilă președinția lui Florin Câțu la vârful Partidului Național Liberal și golful, bineînțeles. Și este un sport accesibil. Accesibil și nu este deloc exclusivist. Da? Românii îl practică de mult, numai că îl practică cu coasa și nu cu crosa de golf. Numai că domnia sa nu știe acest lucru. În afară de ei care se gândesc la acest congres, toată țara așteaptă să se termine odată ca să se apuce și de guvernat, dacă mai apucă să și guverneze sau dacă îi mai interesează guvernarea țării. Da, între timp avem prețuri care explodează pe toate palierele. Crește prețul la benzină, cresc prețurile la alimente. Urmează să ne vină niște facturi care ni se povestesc dinainte cât de mari vor fi. Vreau să vă contrazic. Premierul Câțu a spus că suntem wow, că economia duduie și că românii sunt fericiți, că prețurile sunt mici peste tot și că 1% dintre cetățenii angajați au venituri de peste 3.000 de euro. Este extrem de reconfortant acest detaliu, într-adevăr. Pentru ceilalți 99%, într-adevăr, acest gând cred că îi îi face să fie liniștiți și să nu mai simtă scumpirile. Scumpirile provin de la scumpirea energiei electrice, a gazului și a combustibilor. Dacă este să ne gândim la scumpirile majore la aceste trei domenii, aceste scumpiri se regăsesc în absolut toate produsele de consum. Alimente, medicamente, absolut tot. Pentru că toate acestea sunt făcute, fie în prețul lor intră fie curent, fie gaze, fie combustibil.
Prețurile, Institutul Național de Statistică are deocamdată o raportare a inflației de peste 5%, numai că inflația aceasta de 5% este calculată la absolut toate produsele, adică inclusiv la haine de blană, să spun, da? Numai că scumpirea la alimentele de bază, scumpirea la lucrurile de bază, de trai de zi cu zi, este mult mai mare, mult mai mare. Nu mai vorbim de faptul că, iată, vine sezonul rece. Facturile la gaze și la curent electric, de-abia de acum, vor veni cu un consum mai mare, da? Românii vor plăti la aceste facturi, cine va putea să plătească, vor plăti la aceste facturi dublu față de anul trecut. Și dacă spun dublu, cred că sunt optimistă. Vreau să atrag atenția că noi, cei din Partidul Social Democrat, am solicitat încă din luna iunie să intre în dezbaterea parlamentară legea consumatorului vulnerabil, în așa fel încât de la 1 septembrie ea să poată fi aplicată, da? Au făcut o mulțime de sesiuni extraordinare în această vară pentru a trece niște ordonanțe pe care le-au dat, ordonanțe care prevedeau, vă dau un exemplu, ordonanță pentru gestionarea deșeurilor reciclabile. Eu nu spun, trebuie să avem în vedere și așa ceva, dar nu era urgență. Pe când pentru legea consumatorului vulnerabil nu au vrut să facă sesiune extraordinară pentru a putea fi discutată. Pentru că noi ne-am fi dus și am fi discutat-o, am fi votat-o și de la 1 septembrie putea să intre cu aplicare de la 1 septembrie 2021 și nu 1 septembrie 2022, așa cum dorea guvernul PNL. Probabil se gândea că până în septembrie 2022 nu mai rezistă atât de multă lume și atunci sumele pe care le vor compensa vor fi mai mici. În sfârșit a trecut legea consumatorului vulnerabil, a fost și promulgată. În schimb, ce să vezi? Nu are norme de aplicare. Normele de aplicare trebuie să le facă guvernul. Dar guvernul nu are timp pentru așa ceva. Guvernul deocamdată se preocupă de Congres. Cei care vor intra acum în iarnă și care au venituri reduse, nu știu cum vor rezista. Ei intenționau să dea, sau ce țin așa, au declarat, o ordonanță de urgență prin care să compenseze creșterile de prețuri la energie electrică și de la gaz în proporție de 40%, am înțeles. Au și explicat frumos cum anume se va proceda. Ei, bun, această ordonanță de urgență nu a intrat nici măcar în primă lectură la guvern, adică nu știm cum va fi, când va fi. Sunt state europene care au intervenit prin plafonarea prețurilor. Sunt state europene care au plafonat prețurile și, după părerea noastră, este măsura cea mai potrivită în acest moment. Pentru că, vedeți dumneavoastră, într-adevăr, pe plan mondial, prețurile la energie electrică, la gaze și la combustibile au crescut. Dar veniturile României este printre, cred că, primele trei țări cu aceste creșteri, ca nivel al creșterii. Iar veniturile românilor sunt așa cum sunt. Da? Deci nu comparăm veniturile noastre cu veniturile celor din Europa de Vest. Mai mult, toate companiile care sunt implicate în producția și distribuția acestor servicii înregistrează în moment niște profituri astronomice. Deci profituri de 3-4 ori mai mari decât anul trecut. Deci până la urmă, unde este adevărul? Că noi nu vorbim aici de creșterea la nivel mondial și atunci crește și la noi. Noi vorbim aici de sporirea profitului nejustificat al acestor companii pe spinarea românilor. Țineți minte acea ordonanță 114 care a fost dată de guvernul PSD și care a plafonat prețurile la aceste servicii pentru o anumită perioadă. Ordonanța aceea a fost atât de criticată, atât de criticată de cei din opoziție de pe vremea aceea, pentru că, vezi, Doamne, nu lăsa piața liberă în așa fel încât prețurile să scadă. Iată că au lăsat ei piața liberă și prețurile nu au scăzut, ci dimpotrivă au crescut îngrozitor de mult. În urmă cu ceva vreme, premierul Câțu garanta că nu va plafona prețurile, iar acum înțeleg că reia ideea în altă direcție. Eu ajung la concluzia că premierul Câțu ar trebui să trezească puțin mai repede. De ce, doamnă, l-am văzut că și-a făcut selfie la mare?
Da, bine, așa și-a făcut și, nu știu cum se numește pe Instagram, filmuleț cu el ca Superman. Exact. Din câte știu eu... Am înțeles că e vorba de simțul umorului acolo, așa a justificat dumneavoastră într-un interviu pe care l-am citit. Deci, domnul Câțu are simțul umorului. Ei, eu vă spun că milioanele de pensionari nu mai au simțul umorului. Cu toate că românul se știe, face haz de necaz din orice... Chiar discutam înainte de emisiune că după ce am fost îndemnați să jucăm golf, au apărut în spațiu public tot soiul de filmulețe, clipuri sau caricaturi care ironizează și cu foarte mult bun gust. Da, da. Premierul Câțu a văzut că în țările Europei de vest sau și în alte țări ale Europei deja s-a luat măsura plafonării prețurilor, pentru că nu se poate, populația nu poate suporta aceste creșteri. Plafonarea prețurilor, premierul Câțu a spus inițial că nu vrea să facă așa ceva, pentru că nu vrea să ia profiturile acestor mari companii ca să poată să facă retehnologizare în viitor pe ce au ei de făcut. Se pare că banii aceia nu se duc în retehnologizare, ci numai niște profituri care apoi nu se întorc în îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni. Și atunci, atâta timp cât și alte state, Spania, de exemplu, care este o țară totuși dezvoltată, a luat măsura plafonării prețurilor, ar trebui să o luăm și noi. Am avut mai multe intervenții publice legate de această plafonare a prețurilor și nu numai eu, mai mulți parlamentari PSD. Așa cum am văzut în ultima vreme, premierul Câțu a început să aplice toate măsurile pe care le solicitam noi încă de acum un an de zile. Încet, încet a început să vadă că sunt bune și a început să le aplice. Acum, noi nu vrem neapărat să ținem de paternitatea acestor idei, dar să le aplice odată. Să le aplice în așa fel încât oamenii să poată să treacă peste această iarnă. Legat de PNRR, există noutăți? Țineți minte că ministrul, fostul ministru Ghinea ne spunea că în septembrie PNRR-ul va fi aprobat, semnat, parafat și deja... Acel ministru. Mai multă lume garanta că vom avea PNRR. Da. Deocamdată nu se știe nimic, oricum tot ce este legat de PNRR este secret, nu trebuie să știm, de parcă banii care ne vin și nu vorbesc numai de cei care nu vor trebui să fie rambursați, ci și de partea care este pe zona de împrumut. Și aia o plătim toți. Da? De parcă ar fi PNRR-ul lui Câțu și n-ar fi PNRR-ul României. Ei care clamau, țineți minte, înainte de alegeri, că transparența decizională trebuie să fie de acum literă de lege în toate palierele acestea administrative, iată că au secrete nenumărate. PNRR-ul, bani împrumutați și așa mai departe, care nu se știe unde s-au dus. Din păcate, din ce am înțeles, aprobarea PNRR-ului vine la pachet cu condiționalitățile care sunt impuse de Comisia Europeană, dar nu că ar fi neapărat impuse de ei, ci au fost propuse de noi. Propuse de noi, ei le impun. Da? Am înțeles că sunt sute de condiționalități, printre care ar fi înghețarea anvelopei bugetare, adică mărirea salariilor și a pensiilor și a alocațiilor. Da. Nu va mai fi posibilă mult timp de acum înainte. Bine, această mărire a veniturilor românilor oricum nu va fi posibilă peste foarte puțin timp, pentru că datoria publică crește într-un procent de peste 50% din PIB și atunci legea spune că în acel moment, când am depășit acest procent, trebuie deja să luăm măsuri de limitare a cheltuielilor bugetare. Și asta ce înseamnă? Înseamnă înghețare sau chiar tăieri. Vreau o opinie a dumneavoastră. Cum credeți că se va clarifica această criză guvernamentală după ce trec congresele tuturor partidelor majore din fosta coaliție, vreau să spun? În primul rând aș vrea să terminată. Deci aș vrea să se apuce lumea de treabă. N-aș vrea să fac un pronostic. N-aș vrea. Domnul Cățu a zis că nu se roagă de USR. Dacă... Și ne întrebăm cu toții care sunt variantele care au mai rămas în cazul acesta. Din câte se vede, domnul Câțu nu este un bun negociator. Domnia sa este adeptul politicii cu pumnul în masă. În momentul în care ei au creat această coaliție, o coaliție nu poate fi ținută la oaltă decât prin negociere, prin discuții. Da? Dacă tu vrei să-ți impui punctul de vedere
cu pumnul în masă, repet. La fel și cei din USR nu sunt foarte deschiși la negociere, ci ei merg mai mult pe politica șantajului, adică ei solicită ceva guvernului și dacă guvernul nu, până la urmă nu vrea să accepte solicitarea lor, șantajează. Ieșim de la guvernare, facem, dregem, în sfârșit. Ceea ce se vede că au și făcut. Acum nu știu în ce măsură le pare rău că au făcut treaba aceasta sau nu. Așteptăm să vedem. Credeți că își doresc să fie în opoziție? Cei de la USR? Nu cred. Cred că vor să fie la guvernare și ei vor să-și preia aceleași ministere pe care le-au avut. În special fondurile europene, în special sănătatea, dacă ne gândim că ei prognozau prin PNRR să facă acea agenție mamut de, care se ocupe de construcția spitalelor, da? De renovări, dotări, construcții de spitale. Acea agenție care ar fi beneficiat de sute de milioane de euro. Și atunci nu vor să lase să scape din mână așa ceva. Deci cei de la USR ar vrea să întoarcă la guvernare, dar fără Câțu și păstrându-și ministerele lor. PNL-ul ar vrea să vină USR înapoi ca să poată face înapoi coaliția, să poată guverna, dar fără solicitări din partea USR-ului prea mari și probabil vrând să ia înapoi justiția, sănătatea. Deci nu știu, la fel ca toată lumea, aștept congresul PNL și să vedem până la urmă ce va ieși de acolo. Conform președintelui Consiliului Județean Galați, județul nostru este probabil singurul care a rămas fără despăgubiri pentru calamitățile din 2021. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? Acum două zile a fost o conferință de presă la Consiliul Județean în care au venit majoritatea primarilor din județul nostru. Toți vorbind despre faptul că n-au primit niciun ban. Păi de ce? Pentru că noi suntem un județ care are și președinte de Consiliu Județean PSD, care are și primar de municipiu, reședință de județ PSD. Da? Și atunci județele PSD sunt lăsate și cu inundații și fără inundații. Nu contează. În județele PSD nu există inundații. Deci după părerea ministrului Câțu, aici noi nu avem calamități, nu avem inundații, nu avem nimic. Din păcate și comunele cu primari PNL n-au primit nimic, sau USR, din același motiv, da? Cu toate că 22 de județe au primit bani pentru calamități. Nu mai vorbim că s-a renunțat la toate programele pe care le-a inițiat PSD de sprijinire. Programul Tomata, programul pentru usturoi, programul pentru ovine. Toate s-au închis, toate s-au bani pentru combustibil, da? Nu s-au mai dat nici aceia sau s-au dat în tranșe foarte mici și foarte târziu. Acum nici banii pentru calamități nu au fost dați. Nu știu dacă e doar județul Galați, dar chiar dacă ar fi așa, aici locuiesc până la urmă 500.000 de oameni, da? În acest județ. Județul ăsta nu este a României, el nu trebuie guvernat, nu trebuie să guverne și pentru ei. Nu mă miră foarte mult. Dacă țineți minte, când a fost legea bugetului, când a trecut în martie, a fost acea anexă 703 foarte contestată, dar se pare că la ei nu e nicio problemă să apară niște anexe ilegale, în care au fost direcționați bani către localități cu administrație PNL. Da? Galațiu, bineînțeles, că în afară de... Am avut și noi o comună cu primar PNL. Tot ce se duce de la buget, că-i fond de rezervă, că sunt rectificări bugetare, că așa, se duc către primăriile, în special cele PNL, care, ce să vezi, vin acum pe 25 septembrie la București ca să voteze candidatul PNL-ului, da? La președinție. Pe cine să voteze oare? Cine dă banii, da? Banii dă Câțu. Și atunci își cumpără voturi, pur și simplu își cumpără voturi. Încă ceva, n-aș vrea să trecem peste acest subiect. Vă rog. Restricțiile care se impun din ce în ce mai mult în toată țara, în momentul în care rata de infectare crește, îi țin pe toți în casă. Închidem magazine, nu mai avem voie. De la ora 18, da. Nu mai spun că n-ai voie la meeting-uri decât cu, nu știu, cu 100 de persoane acum, da? Cu toate că astă vară, acum, recent, s-a făcut antoldul cu 10.000 de persoane, da? Acolo nu circula COVID-ul, doar la meeting-uri circulă. Congresul PNL are loc la Romexpo cu 5.000 de delegați. 5.000! Restricțiile sunt valabile pentru cine? Că pentru ei nu, din câte se pare.
Da? Eu tare sunt curioasă să văd, o să fie, bineînțeles... Sigur vor fi vaccinați toți, doamnă. Mari. Sunt vaccinați, nu? Din câte am văzut, poate să fie și vaccinați, dar din câte am văzut, a fi vaccinat nu înseamnă că nu poți să iei boala sau absolut, să o dai mai departe. Da. Da? Face într-adevăr o formă mai ușoară din câte spun medicii, dar nu înseamnă că nu poți să împrăștii. Și tu pleci de la acel congres și te duci în localitatea de unde ai venit și vii cu boala de acolo și începi să împrăștii. După congresul PNL este un pronostic pe care îl fac. După congresul PNL vor fi 5-7 zile în care rata de infectare va rămâne relativ constantă, pentru că ați văzut și de, din vechi că rata aceasta se calculează așa, din pix. Da? După care o să vedem explozia a cazurilor și atunci iarăși o să fim închiși, iar o să sufere economia, iar o să sufere școala, iar o să sufere toată lumea. Dar până la congresul PNL și încă după aceea câteva zile, ca să nu bată la ochi, lucrurile sunt roz și frumoase, la fel ca atunci când am avut alegeri. Țineți minte cum a fost ținută rata de infectare jos ca să se poată organiza alegeri? Atunci aveam 10.000 de cazuri pe zi, dar nu era o problemă să fie campanii, să fie... Totul era să fie alegeri. Da? Așa și aici. Totul este să desfășoare congresul PNL. După aceea, Dumnezeu cu mila. Nu știu, acum nu zic eu, am auzit la alții, poate are și COVID-ul, mândria lui... Și tot în ideea aceasta mă gândesc că rămâne căruțul de la supermarket, cum spuneau postările, rămâne la același preț de 50 de bani. Dar scumpirile nu vor mai fi chiar la toate produsele, căruțul de la supermarket rămâne tot 50 de bani. Doamna senator, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Sper să ne revedem în circunstanțe care să ne permită să vorbim și lucruri ceva mai optimiste pentru noi, pentru țară, pentru Galați, pentru România. Asta îmi doresc și eu. Vă mulțumesc încă o dată, iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere.